Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au pus în aplicare mandatul de executare a pedepsei cu închisoarea față de un bărbat din localitatea Sălățig. Mandatul a fost emis miercuri 9 martie de Tribunalul Sălaj. Bărbatul are de ispășit o pedeapsă de 4 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală. În fapt, inculpatul, având calitatea de administrator la 3 firme în perioada 2006-2011, a comis prin diferite modalități infracțiuni de evaziune fiscală. Prejudiciul adus bugetului de stat este de circa 200.000 de lei. Potrivit reprezentanților IPJ Sălaj, acesta a fost depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sălaj și urmează să fie transferat la penitenciar în vederea executării pedepsei.